Una dintre măsurile de prevenție nu doar împotriva coronavirusului, ci și împotriva infecțiilor respiratorii, este purtarea măștii. Medicii recomandă utilizarea acesteia mai ales celor care au anumite afecțiuni medicale, iar o gripă de sezon le-ar putea afecta starea de sănătate. Sezonul virozelor a început încă din toamnă, iar simptomele nu diferă foarte mult de cele ale coronavirusului. Iar în acest caz, purtarea măștii ne protejează nu doar de o posibilă infectare cu SARS-CoV-2, ci și împotriva infecțiilor respiratorii sau împotriva unui simple răcel de sezon. Celor care se confruntă cu anumite probleme de sănătate le este recomandat să poarte masca mai des decât cei care o poartă doar pentru a respecta anumite reguli impuse, întrucât o simplă răceală le-ar putea agrava afecțiunile medicale. Orice om în sezonul rece face 3, 4, 5 viroze, obișnuit. Nu înseamnă ceva foarte rău totdeauna. Aceste viroze contribuie la creșterea imunității oamenilor. Nu discutăm acum despre coronavirus. Vorbim de general, de viroze. Adică nu totdeauna fac un lucru rău aceste viroze. Ca atare, este o discuție care trebuie făcută foarte nuanțat și destul de aplicat la fiecare pacient în parte. Pentru că dacă la un tânăr îl lași să se imunizeze, ceea ce firesc, la alte categorii de populație, de pacienți, să zicem așa, fie că sunt mai în vârstă, fie că au niște boli asociate, aici lucrurile se schimbă, aici e bine să se ferească, pentru că alta este realitatea în cazul lor. Medicii spun că numărul infecțiilor a scăzut anul acesta, iar purtarea măștii de protecție a fost un real ajutor. Bineînțeles, mai sunt și excepții atunci când mulți dintre cetățeni nu declară medicului că sunt răciți din teama de a nu avea de fapt coronavirus. Însă, medicii spun că o simplă răceală nu trebuie să provoace panică. Este normal să răcim în sezonul rece. În plus, în acest fel se creează anticorpii necesari unei dezvoltări sănătoase, mai ales în rândul celor mici.